Salutare dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip, primul unboxing pe anul acesta, îmi pare rău dacă arăt de parcă m-am trezit din mormântul Tutankamon, dar de-abia ce m-am trezit, ei bine, mi-a venit într-un final la valierele. Arată așa pe spate că am scos factura să nu apar în videoclip datele personale. La valiere despre care, cum să spun, am povestit încă de anul trecut că le aștept să-mi vină, dar eh, a fost Crăciunul, Revelionul și-au întârziat curierii. O să testez pe telefon prima dată la valierele și după aia poate cine știe. Vor funcționa și pe cameră. Dacă vor funcționa la cameră, va fi perfect. Nu o să stau cu telefonul pornit să trag pista audio separată. Dacă nu merge pe cameră, a, e, o să improvizez și o să folosesc telefonul pe post de patefon, pe post de reportofon. Bun. Hai să desfacem pachetul. Nu sunt cine știe ce la valiere, le-am luat pe cele mai... Printre cele mai ieftine pe mag, că... Na. Toate arătau la fel și... Nu aveau ceva, cum să spun, n-am găsit nici videoclip cu unboxing-uri sau cu review-uri să văd cât de calitative sunt. Așadar, vom merge la risc. cum n-au fost mult. 90 ceva de lei, adică 90 ceva de lei fac cu un live. O promovare, doi membri și aia e. Așa, după ce am tăiat și scociul. Ta Hai să vedem ce avem aici. Pungă cu bule. de ce nu? Și asta nu ne mai trebuie. Cutia cu lavalierele. Într-un final. De la marca Puluz. Se vede aici, intră un moțoțoi în telefon prin USB Type-C și avem și două lavaliere. Deci merge dacă e să facă eventual un podcast. Bine, astăzi sunt sigur că le găsești și pe raft. Și văd că sunt aduse din Ungaria. Deci poate cine știe, or fi bune de ceva. Ok, nu mai intru nici cutia asta. Au ce frumos sunt puse. se vede că e cu standard vest european, nu ca la noi. Apropo, mi-au scris unii că, că desperados cumpărat în Germania e mai bun decât cel din România. Puteți confirma dacă ați pățit și voi să dați de standarde, de daste duble. Ok, și le avem aici. Hai că poate nu pică. Aș putea să le folosesc așa. Când mai fac review auto, pun o la valieră la mine, una la proprietarul mașinii, ca să se audă și el. Mai avem ca un buzunar unde avem și un cablu. Da, știți ce îmi convine mie? Eu nu am uh, USB-uri Type-C, cabluri de Type-C prin casă și la sti mi mi și cameră și și sti și astea, acum USB USB type type la greu. la sti sti erau și cabluri mai sti era perfect, nu da, sti de de metru de metru, sti 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 aici este un buton mic pe și ți aprinde apăsat și se aprinde acest LED. Bine că am citit instrucțiunile, că altfel mă uitam la ele ca la mașini străine, că am să în calendar sau vițel la poarta nouă, mai ce voi expresii. Și să mă uit toată la ăsta. N-are și stau un buton de start? Nu. Mai luminează? Ok. Și la ăsta a rămas LED-ul aprins pe fund. Iar acum, momentul adevărului. Să vedem dacă se aude în la valieră. Ok, pe telefon văd că funcționează. Dar vreau să mai fac o testare pe telefon. Știți ce vreau să mai testez? Cât de departe funcționează de telefon. Dacă e, nu știu, să țin distanță sau ceva. Nu la filmare pe telefon? Stați așa, hai să facem probă. Ok? Uite, am, eu am plecat, gata. Papa. pa! La, 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 la. Mă închid în baie, închid și ușa. Tra, la, 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 la. Bun. Adică m-am dus până în baie și m-am și, și, închis acolo. Să vedem dacă merge sau nu. Putem spune că au trecut proba telefonului. Se aud bine pe telefon. M-am dus până în baie și m-am închis acolo și am lăsat telefonul aici în sufragerie. De fapt, în singura e garsonieră. Da. Funcționează super bine. Acum vreau să testăm și pe cameră. Mă așteptam să-mi apară ceva pe telefon, dar se pare că nu mi-a apărut. Ok. Hai să testăm pe cameră dacă funcționează. Dacă funcționează pe cameră, e perfect. O să mă aud super bine. Și stă camera pe piept. Microfonul tot pe geacă ceva agățat. Da, hai să-i dăm drumul. Are baterie? Hai că are. Aha, uite. Am mai găsit ceva. Când se deconectează, luminează roșu și verde, că nu mai are ăsta curent. Nu se aprinde pe cameră. Pentru că funcționează doar la telefon. La ăsta nu merge. Nu luminează. Taci, moftic. Dacă îl închid. Așa, și te pones la loc. Hmm. Nu vrea pe cameră? Pe cameră nu vrea, bă. Nu vrea pe cameră. Dacă îl mai pun o dată la telefon, se conectează. Imediat s-a aprins becul. Deci pe cameră nu merge. Sau poate că am eu vreo setare ceva. Ia să văd. Deci pe cameră văd că nu merge conectat. Aia e doar pe telefon. Știți ce vreau să văd? Dacă merge pe calculator. Am conectat transmițătorul, receptorul, antena lor, cum s-ar numi, am conectat-o la calculator. Am un USB Type-C și acolo. Hai să schimbăm. Deci acum eu sunt pe microfonul meu. Nu știu cât ține bateria la astea. Asta nu știu, deci o să le, o să le țin la încărcat. Nu o să fie o idee bună să le folosesc în loc de microfon, dar vreau să văd dacă e vreo diferență între cum mă aud pe telefon și cum mă aud pe calculator cu același aparat. Să, să testăm aici de USB Audio 1.0. Și cred că acum mă aud în lavaliere. Ia spuneți-mi în comentarii cum vi se par aceste lavaliere. Deci pentru telefon sunt super bune. Pentru cameră se pare că nu le pot folosi. Dar nu este niciun bai, pot să pun pe telefon uh, să înregistreze pur și simplu înregistrarea audio și atâta. Mi se pare că am înregistrarea audio, hai că probez chiar acum pe final de videoclip. Aia, să scot telefonul de pe trepied că nu mai are rost, dar eu, eu țin la valiera în mână când pot să mi-o pun așa. Mă, când ies să iau un interviu sau ceva e perfect. Camera cred că o să o păstrez mai mult doar pentru imagine. Audiul mai calitativ tot de pe telefon o să trag asta e dacă era GoPro poate funcționa dar dacă nu e GoPro nu e GoPro și acum să vedem dacă merge pe funcția de registra voce deci la capitolul uh, înregistrare pe video îmi ia hai să vedem dacă funcționează și la reportofon e conectată asta e conectată bun I Am dat start la înregistrare cea mai simplă metodă știți care Că totul mi arată valurile. Să țin mai departe și un pic. Puh. Da, cred că merge. Hai să, Hai să, vedem. Ok. Ia să vedem înregistrarea. Am dat start la înregistrare. Cea mai simplă metodă registrare. Da, sau de când suflu. Funcționează, șterge. Bun. Deci avem oficial la valieră pentru telefon. De acum încolo vom putea filma, mai, se va auzi audio mai bun. Mai ales dacă trebuie să mă filmeze cum a fost la review auto. mai țineți minte review auto pe care l-am făcut cu Chrome? De a trebui să folosesc telefonul acesta pe post de microfon și să stau cu el mâna și să prezint? E, acum am la valieră. Măcar atât. Când trebuie să fiu filmat, nu mai e problemă de sunet că bate vântul sau ceva. Am la valieră. Și am chiar două, pot să iau interviu. Să testăm dacă funcționează ambele la valiere și cea pe care o am pe piept și cea din mâna mea. Vom face așa. Dau drumul la registrare și o să-l apăs pe amândouă să văd dacă mi le ia sau nu pe val. Ok, m-am frecat cu ambele, am atins ambele la valiere și au apărut valurile. Hai să ascult să văd așa de probă cum e. O secundă ea. Da, s-aude. Bun, văd că se aude, dar ai totuși să vorbești și în ele, să fiu sigur că funcționează totul bine. Lavaliera numărul 1. Lavaliera numărul 2. Și că am făcut poză de ceva, personaj din Harry Potter, nu știu. Hai să vedem. Lavaliera numărul 1. Zici că era măla din mimul cu Toyota. Toyota. Exact așa am făcut. Bun. Deci pentru telefon funcționează la fix aceste lavaliere, ne-am convins. Sub 100 de lei aceste lavaliere, două bucăți, când mai fac review auto și filmez cu telefon o să fie perfect. Asta e, voi face nu voi putea trage audio direct cu camera, o să rămână microfonul de la cameră. Asta e, măcar Uh, hai să vă zic partea bună. Că este și o parte bună în toată treaba asta. Ei bine, eu am două carcase la cameră. Asta ar fi una pe care mă pot auzi cât de cât. Că are diferite spații aici. Spații să apăs pe butoane și așa mai departe. Asta e utilă. Măcar pe asta mă aud. Problema este alta. Și pe asta puteam să pun uh, microfonul în teorie că am acces la USB. Treaba asta în felul următor. Eu mai am o carcasă. Asta e mai dur așa. E că este și rezistentă la apă să nu intre apă. Eu, nu o să încerc asta pentru că oricum nu știu să not. Ar fi o idee doar să bag asta în apă în găleată, în chiuvetă, să văd dacă intră apă în ea. Dar sincer, n-am chef. Dar ideea în felul următor. Asta este foarte bine izolată. Nu prea se aude nimic în ea când am camera pusă. Se mai și zgâlție camera și mai mult se aude camera cum se zgâlție, că nu stă fixă. Joacă un pic camera, că asta un pic mai mare. Cred că asta e o cutie universală și, na, nu-i făcut -o special pentru camera să stea fixă. Sau cine știe. Nu mă pricep foarte bine acest domeniu. Ideea e că când o să mai am camera pusă pe piept, o pot ține în carcasa asta și nu e problemă că se au dezgâlțitul, că măcar o să pot să trag audio de pe telefon țin telefonul în buzunar, pa aplicația de voice record și trage pistele audio. De acum înainte o să țin astea încărcate, o să le iau cu mine când e ocazie de filmat vlog și o să fie minunat. Atât că o să-mi umplu tricou sau bluza sau hanora cu ce o să am pe mine, o să mi le umplu cu trepied, trepied, suport de piept, de cameră, încă o lavalieră, mamă, când când o să mă vadă lumea pe stradă cu umbul, o să zică că sunt ceva, nu știu, am venit la să iau interviuri pe stradă. Dar chiar, acum pot și să mă apuc și de interviuri pe stradă. Țin asta pe piept. M au și interviu celuilalt de lângă. Da. Mă bucur că mi-au venit. Că o să le folosesc. Așadar, pentru cei care aveți mașini și sunteți din București sau aveți drum, anunțați-mă că am și acum la valieră ca să ne auzim mai bine. Când facem review-ul Am deja niște mașini în lista de așteptare Dar mai au de făcut niște modificări Pentru că, na, unii sunt pasionați Și alții nu stau în București și aștept Cam atât Pe data viitoare, scrieți în comentarii Ce părere aveți despre Lavalierele astea Dacă au meritat suma de 90 de lei sau 91 Fără transport Care tovarășa genius Pe data viitoare, les tuturor